Mă numesc Păcurar Horațiu Dragoș, sunt absolvent al Universității Agricole de Medicină Veterinară. Magazinul nostru este situat în Sebeș, județul Alba, pe strada Piața Dacia, numărul 12. Rolul firmei noastre este ca să ajutăm lumea, clienții noștri, să aibă produse cât mai bune și să-i ajutăm cu sfaturi, cunoștințe, cu tot felul de tratamente de foarte mulți ani. Colaborăm cu firma Bayer și în decursul timpului au fost retrase o parte din produse și firma Bayer a sărit în ajutorul nostru, oferindu-ne materiale informative pentru a ajuta clienții, tot fel de informații și produse foarte, foarte bune. Noi, în partea noastră, aici ne confruntăm în legumicultură cu făinarea, cu mana la legume și încercăm să-i ajutăm pe clienți cu produsele care ne le pune la dispoziție firma Bayer. Micalul Fleșu este un produs foarte bun care a avut rezultate extraordinare. Movento ca pentru combaterea dăunătorilor, iar este un produs foarte, foarte bun și care dă rezultate extraordinare. Iar avem un produs, un fungicid foarte bun în pomicultură, Luna Care, care ne-a ajutat foarte mult să putem să sărim în ajutorul clienților pentru a putea combate rapănul, făinarea în pomicultură și apreciem faptul că Bayer a intrat pe piață și cu produsele biologice, cu produsul Serenado Aso. Este un produs cu rezultate foarte bune. Mulțumim firmei Bayer pentru sprijinul acordat și sperăm pe viitor să colaborăm în continuare. Și clienților noștri le urez un an plin de succese și îi așteptăm în magazinul nostru. Bună ziua, mă numesc Păcurara Luca. Împreună cu soțul administrăm această firmă, Sece Phytogarden SRL din Sebeș. Aici găsiți diferite produse pentru protecția plantelor, semințe, alveole. Vă oferim toate produsele pentru toate fenofazele culturilor, de la plantare până la culegere. Este o tradiție de familie, toată familia suntem în domeniu. Eu am terminat un master în protecția plantelor, așadar suntem specializați în tot ce cuprinde cultura mare și mică a plantelor. La magazinul nostru găsiți atât semințe, cât și ierbicide, fungicide, insecticide, nutrienți, produse bio, tot ce aveți nevoie pentru o gospodărie. După ce plantăm semințele, imediat după ce răsar, este foarte indicat și foarte bine să folosim un produs Previcur, ne ajută atât pentru căderea plantuțelor, cât și pentru mană în perioada de vegetație. Bayer-ul au scos un produs, aș putea să zic eu, inovator, pentru că se poate aplica atât preemergent la majoritatea culturilor, cât și postemergent la ceapă și la țelină. Se poate folosi inclusiv la flori, la gălbenele. Acest produs se numește Challenge. Movento este un insecticid cu spectru larg în combaterea dăunătorilor. Se poate utiliza atât pentru combaterea musculiței albe de seră, cât și a păduchelor țestoși, lânos, afide. Are un rol foarte important în plantă, fiind un insecticid sistemic. Este atât ascendent, cât și descendent. Cei de la Bayer a omologat și produse bio. Unul dintre ele este o capcană specială pentru musca cireșului. Se numește Decis Trap și este foarte, foarte bună. Eu personal am pus-o
și s-au adunat foarte, foarte multe muște în ea. Mulțumim companiei Bayer și în primul rând lui Sergiu pentru suport, cât și fermierilor și clienților noștri. Să le urăm un an prosper, un an cu mult cu o recoltă bună și să ne întâlnim sănătoși ca să ne consultăm. Bună ziua, vă salut! Numele meu este Sergiu Pop Rudolf, reprezentant al companiei Bayer pe zona Transilvaniei, culturi speciale și fitofarmacii. Am onoarea să mă aflu astăzi în fitofarmacia familiei Păcurar, fitofarmacia Fitogarden din localitatea Sebeș, județul Alba Iulia. Astfel ne aflăm într-un bazin horticol complex, unde fitofarmacia Fitogarden încearcă să ofere clienților soluții optime, apreciază foarte mult produsele Bayer care au venit în ultima perioadă și aici aș dori să aduc în atenție gama de produse Luna. Vorbim de Luna Experience, un produs care poate fi utilizat atât în viticultură cât și în pomicultură. Combină două substanțe active cu efect sistemic, care asigură o protecție bună împotriva rapânului, făinării și a bolilor de depozit în cultura de semințoase și, de asemenea, asigură o protecție foarte bună împotriva făinării la viță de vie. Tot în familia Luna, să nu uităm să precizăm produsul Luna Care, un produs nou care vine pentru completarea schemei integrate de combatere și prevenire a focului bacterian împreună cu produsul Aliet Luna Care și împreună cu produsul Serena de Aso asigură prevenirea și combaterea focului bacterian. Din familia Luna, de asemenea, cel mai nou produs face parte produsul Luna Max, un produs dedicat combaterii făinării la viță de vie. Efectul produsului este nu doar preventiv, este curativ și uneori chiar eradicativ. Dintre cele mai noi produse omologate în portofelul de insecticide, începând de anul trecut, putem vorbi despre produsul Sivanto Prime. Un produs inovativ care s-a inspirat din natură. Este un produs care nu afectează entomofauna utilă și se adresează gamei de dăunător care înțeapă și suc sucul celular. Avantajul, să zicem, cel mai mare al produsului este posibilitatea de a fi utilizat chiar și în perioada de înflorire. Conform omologării, Sivanto Prime se aplică când sunt 50% din flori deschise la măr. Fiind și o zonă cu potențial viticol ridicat, mă gândesc aici să vă aduc în atenție și produsele dedicate expert pentru combaterea manei la viță de vie. Aici vorbim de produsul Mical Flash și Profiler și o boală la fel de dificilă, să spunem, în cultura viței de vie este făinarea. Aici avem trei produse, Folicur Solo, Luna Experience și Luna Max și, de asemenea, un produs cu spectru mai larg care combate atât făinarea cât și putregaiul negru este Flint Max. Putregaiul cenușiu, de asemenea, este o problemă persistentă în plantațiile viticole. Aici Bayer are două produse care oferă soluții optime de prevenire și combatere a putregaiului cenușiu. Doresc să vă vorbesc în primul rând de Teldor, un botriticid bine cunoscut în piața românească care și-a demonstrat capacitățile extraordinare. Și în completare, în ultimul an am venit cu produsul Serena de Aso, un botriticid care este biologic, are zero reziduri și zero zile timp de pauză. Avantaj maxim pentru toamnele ploioase când poate fi utilizat până în ultima perioadă înainte de recoltare. Tot în direcția de produse biologice aș dori să vă vorbesc și despre produsul Sonata, omologat pentru combaterea făinării la Solanacee și Cucurbitacee. De asemenea, în
gama de produse biologice și cu residuri zero, avem insectoacaricidele Flipper și Requiem Prime și produsul care se numește Decistrap. Este o capcană pentru combaterea muștei cireșelor, Ragoletis cerasii. Această gamă de produse biologice și cu residuri zero vin în completare, doresc să ajute fermierii să asigure un management cât mai bun al rezidurilor din produsul finit, fie acestea legume sau fructe care urmează să ajungă la clientul final. Compania Bayer a încercat încă din 2017, când a lansat proiectul HortiConnect, să realizeze o legătură mult mai strânsă între ceea ce înseamnă compania Bayer Fitofarmacii și clienții fitofarmaciilor. În acest scop am venit cu materiale variate. Vorbim aici de catalog dedicat segmentului horticol, pliante, broșuri dedicate produselor noi omologate, care să ofere informațiile suficient de clare încât să fie cât mai disponibile atât pentru fitofarmaciști cât și pentru clienții acestora. Un ajutor mare acordat fitofarmaciștilor, conform feedback-ului de la aceștia, au fost determinatoarele de boli și dăunători. Acestea sunt un real ajutor atât pentru ei cât și pentru clienții care vin cu materie vegetală afectată de boli sau dăunător, pentru a identifica exact problema și a le oferi soluțiile cele mai bune, targetate pe nevoia clientului. Compania Bayer mulțumește magazinului agricol Fitogarden din Sebeș, familiei Păcurar, că ne-au primit în fitofarmacia lor. Dorim să-i asigurăm pe toți, atât fitofarmaciști cât și clienți ai acestora, că vom veni cu produse inovative. Bayer nu va înceta să inoveze în domeniul protecției plantelor și fermierilor le dorim un an cu producții bune și să ne revedem sănătoși!